Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. Astăzi, la istoria secretă a umanității, a semnat președintele american Dwight Eisenhower un tratat cu extraterestrii. În ce constă acesta? Dezbatem astăzi unul din cele mai controversate subiecte din istoria postbelică. Este cazul unei intoxicări de presă sau o poveste reală? Celebrul Dan Farcaș, președintele ASFAN România, omul care știe cel mai bine cazuistica OZN, dă verdictul. Cea mai cunoscută realizatoare de documentare de tip UFO, Linda Moulton Howe, a șocat lumea după ce a dezvăluit detalii despre un material guvernamental secret. Din el aflăm că administrația americană a avut mai multe întâlniri cu entități extraterestre, cu care a făcut mai multe înțelegeri, unele inimaginabile. Veți rămâne uluiți când veți afla despre ce este vorba, cât este adevăr și cât e fabulație în mărturisirile celebrei realizatoare. Adevărul despre Marele Zid din Antarctica. E sau nu real? Ascunde el imaginile unei civilizații necunoscute și mult mai avansate ca a noastră? Înconjoară el planeta, așa cum spun unii? Sau e invenția unor structuri care se ocupă cu dezinformarea? Atenție! Avem imagini și informații absolut spectaculoase! Excelentul astrofizician de la Harvard, Avi Loeb, s-a dezlănțuit. El susține că a descoperit fragmente dintr-o navă extraterestră pe fundul oceanului. Vă oferim super detalii imediat. Dezbatem astăzi și incredibilele secvențe în care nave de proporții enorme par să extragă din soare ceva. De ce NASA păstrează tăcerea în această privință? Care e adevărul? Imposibilele imagini de la Fukushima vă sunt relevate acum. Imediat după accidentul nuclear deasupra centralei atomice japoneze, au apărut OZN-uri. Ce au făcut acolo? Au împiedicat ele producerea unui dezastru și mai mare? Cazul Skinny Bob, unul din cele mai puternice din mitologia UFO. Comentăm imaginile despre care încă nu se știe dacă au fost fabricate sau pur și simplu scăpate din arhivele serviciilor secrete americane. E fabulos! Începe aventura! Rămâneți cu noi! Da, doamnelor și domnilor, începe aventura. Ieri a fost Ziua Mondială a OZN-urilor, 2 iulie. Este dedicat OZN-urilor, așa că astăzi, pe 3, începem săptămâna cu o serie de cazuri uluitoare, care fac parte lejer dintr-un top 20, să spunem, dosarele X. În prezent sunt foarte multe controverse pe marginea lor. În platou, domnul Dan Farcaș, președintele ASFAN România. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, mare plăcere! Domnule Farcaș, începem cu cazul Skinny Bob. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu această poveste, Skinny Bob este probabil unul dintre cele mai puternice argumente pentru cei care sunt convinși că între entități guvernamentale occidentale și entități extraterestre există legături, există contacte care se derulează pe diverse paliere. Skinny Bob e considerat chiar de specialiști în efecte speciale o poveste foarte puternică, foarte tare, cu argumente greu de contestat. Pe de altă parte, sunt în continuare mulți care consideră că
filmulețele au fost lansate pe piață pentru a intoxica sau pentru a genera controverse care să îndepărteze oamenii de la substanța fenomenului OZN. Hai să vedem un mic material înainte și comentăm povestea lui Skinny Bob imediat. Fiți foarte atenți, nu ratați nicio secundă din ce se va întâmpla în această seară. Sunt absolut senzaționale subiectele. Deep within the vast archives of extraterrestrial encounters, one video has captured the imagination of countless enthusiasts, Skinny Bob. This enigmatic footage showcases a mysterious being, commonly referred to as a gray alien, that has ignited a multitude of questions, theories, and speculation among both skeptics and believers. Join us on a captivating journey as we delve into the tale of Skinny Bob and explore the mysteries that surround this mesmerizing extraterrestrial encounter. In the annals of alien lore, few accounts have captivated the public quite like the Skinny Bob video. The footage, purportedly shot in the late 1940s, showcases a creature resembling the iconic gray alien archetype. The alleged encounter occurred in an undisclosed location, and the video has since become a hot topic among UFO enthusiasts and researchers. What makes Skinny Bob so compelling is the apparent authenticity of the footage. The video depicts a small, frail-looking being with a disproportionately large head, large dark eyes, and a slender, almost skeletal frame. Its movements are strangely fluid and deliberate, exuding an air of otherworldly grace. The creature's skin is pale, almost translucent, and it emanates an aura of profound intelligence and curiosity. The Skinny Bob video, despite its allure, leaves us with more questions than answers. Who was behind the camera? How did they come into contact with this peculiar being? What were the intentions of the visitor? And perhaps the most pressing question of all, is the footage genuine? Experts from various fields have studied the video, attempting to decipher its authenticity and significance. Some argue that the video is a well-executed hoax, pointing to inconsistencies in lighting and video quality. However, others contend that the intricate details and subtle nuances displayed by the beings suggest a level of sophistication difficult to replicate. Skinny Bob, o poveste despre care nu se știe mare lucru, după cum a relevat și materialul de mai devreme, atât că prin 2011, totuși, povestea a fost lansată pe net, a stârnit foarte multe controverse. Există imagini, după cum vedeți aici, de alt tip decât cele pe care le-ați văzut mai devreme. Puteți să dați și pe videoul, vă rog foarte mult, ca să pot comenta, putem comenta și noi. Aici apare un alt tip de, un alt fel de Skinny Bob, parcă un pic diferit față de cel pe care l-am văzut mai devreme, care nu se simte bine în timpul unui, nu știu, unui interviu pe care l-a acorda celor în custodia cărora se afla. Nu știm ce gen de entități, din ce structuri ale statului american ar proveni. În timpul interviului, oamenii ar afla, află că interviul care e puțin cam forțat, în sensul că pare un fel de captiv, de prizonier. El spune că provine din zona Zeta Reticulii și vorbește despre God, despre Dumnezeu, cum zic așa americanii. Skinny Bob e o poveste ieșită din comun. Am în față ce spune un specialist despre povestea lui, un expert în efecte speciale, Ben Phillips, care analizând videoclipurile a concluzionat: dacă Skinny Bob este fals, este o marionetă animatronică sau CGI, sau un amestec al ambelor. Dacă este digital, este excelent, iar creatorul este un profesionist. Aceasta nu este o animație cu cadru cheie, ci o captură de mișcare. Dacă a fost captură de mișcare, ai avea nevoie de o configurare de studio. Asta înseamnă bani și mai mulți oameni. Nu spun că nu este fals, presupun că dacă ar fi fost, a fost realizat de o echipă multidisciplinară de profesioniști în efecte. Până în acest moment, deși a fost lansat de un tip cu un nume cu rezonanță rusească, Ivan 0135, nu se știe cât de autentice sunt aceste imagini. Foarte spectaculoase, trebuie să recunoaștem. Sigur, pot fi contestate, pot fi analizate sub toate aspectele. Cum vi se par aceste secvențe cu Skinny Bob dând interviu? Deci,
Și pot eu să spun, în jurul acestui caz și a altora asemănătoare, mai puțin celebre, e zona de ceață. Pe de o parte, există foarte multe relatări despre nave, hai să zicem extraterestre, prăbușite și în care au fost găsite ființe și aceste ființe ar fi și supraviețuit unele dintre ele. Bineînțeles că supraviețuind, au fost duse într-un loc ferit, încercând să se scoată cât mai multă informație de la ele. Până aici, bineînțeles, există o carte pe care o am, care trece în revistă vreo 200 și ceva de prăbușiri posibile. Probabil că e exagerat, dar câteva sunt foarte bine documentate, cum este și cazul Roswell, care după unii a fost în 2 iulie, că de aici 1947. Ziua da. Ufologiei pe 2 iulie. Nu, mai e 2 iulie, s-a mai 2 iulie 1947. S-a întâmplat în 1952, pe 2 iulie, deasupra Washingtonului. Mă rog, acele da. Apariții, da. A fost și, da. Însă 2 iulie ar fi fost de la Roswell în 47. Da. Ei bine, există pentru Roswell, în ultimele cărți, circa 200 de martori de primă și a doua mână. Deci cineva care spune, tatăl meu a văzut și mi-a povestit. Deci asta ar fi a doua mână. Cei de prima mână spun, domnule, am fost acolo și am adunat resturile. Bineînțeles că nu poți fi 100% convins, pentru că ulterior aceste resturi au dispărut. Există un hangar, nu știu cât, se mai spune că în area 51 ar exista resturi și așa mai departe. Deci, pe de o parte, ideea că pe Pământ au ajuns niște ființe extraterestre fizice nu este o idee complet absurdă. Rămâne de văzut în ce măsură filmele și o altă mitologie întreagă construită pe asta sunt autentice. Autentice sau sunt făcute după. De ce ar fi făcute, în primul rând? Aduc un serviciu mitologiei ozănei deci, sine sau creează mai degrabă de serviciu? Uitați-vă aici la aceste secvențe. Da. Ar fi fost luate în Area 51 în 1952, deci în anul în care Washington a fost invadat de acele OZN-uri și a fost acea conferință a Pentagonului. Absolut, șeful statului major a vorbit pentru prima oară despre aceste apariții de tip OZN deasupra Washingtonului. În același an ar fi fost luate aceste imagini care, sigur, despre care unii spun că sunt false, alții că, bine, acum, că necesită foarte mult. Filmul bani în sine a apărut mai târziu. Da. Însă s-a atribuit acelui an. Da, deci corect. Și aici trebuie să fim ușor circumspecți, dar într-adevăr 52, eu sper că sunt unii care ne urmăresc permanent și pun cap la cap lucrurile pe care le spunem, 52 a fost un an de cotitură. Până în 52 lucrurile erau destul de flu, deci că există, că nu există, lumea credea sau nu credea, dar în 52, două weekenduri la rând, a fost o invazie de OZN-uri deasupra Washingtonului, centrului Washingtonului, deci Casa Albă, Capitoliu, nu știu ce, care sunt zone total interzise oricărui zbor. Și atunci s-a implicat CIA-ul,
Și atunci s-a creat și proiectul Majestic 12. Se pare că nu OZN-urile sunt problema, pentru că, practic, ele nu ne-au cauzat niciun rău până acum. Reacția marelui public. Și a început campania de negare și dezinformare. Adică, nu, de fapt, nu există, o să le explicăm, sunt niște fenomene atmosferice, deocamdată încă nu știm. Pentru alea din Washington au spus că sunt inversiuni termice. Da, niște... Și cineva de la conducerea CIA a spus, Doamne, dacă radarele noastre confundă un obiect metalic cu o inversiune termică, atunci ce ne facem în cazul unei invazii? Și de aici s-a plecat și s-au instituit acele faimoase dezinformări și ridiculizări care durează și în zilele noastre. Bun. Skinny Bob este doar un început pentru a vă, stimula apetitul. Avem niște cazuri foarte puternice în seara asta. Skinny Bob, putem să-l mai arătăm, nu pe nenea asta, care era prezentator, cred că, al unei emisiuni de mare audiență din Statele Unite, într-o anumită perioadă pe zona asta UFO. Skinny Bob e poveste puternică, a rămas în continuare unul dintre cele mai spectaculoase cazuri de profil. Un extraterestru îmbrăcat după tipologiile umane, care dă un interviu, care povestește despre anumite civilizații, vorbește și despre Dumnezeu, despre creație, despre ce se întâmplă în general în univers. Vorbește într-un mod foarte interesant despre Dumnezeu. E bine, urmează povestea realizatoarei... Da, aș vrea totuși să mai spun că aici, la nivelul ăsta, cădem în partea aialaltă. Dintr-o dată, eu nu exclud că există undeva niște ebe. Deci aceste ființe extraterestre, biological entity. Deci este plauzibil, pentru că sunt foarte multe, însă că vin din Zeta Reticulii, că nu știu ce, astea sunt deja niște adausuri care nu ajută să... foarte mult fenomenul, da. Încep Bun. Să devină neverosimil. Tocmai de asta, hai să urmărim pe cazul Lindei Milton Howey. Este o ziaristă și producătoare de filme documentare, bine cotată. Este licențiată Universității Stanford din California, un masterat în comunicații. E autoare de cărți și de articole, foarte cunoscută în anii 70. În 83 însă s-a întâmplat ceva, susține ea, s-a întâlnit cu un agent de la Biroul de Investigații Speciale a Air Force, Richard C. Doughty. Vă las să vedeți un material, da. Înainte după care comentăm povestea ei, pentru că este spectaculoasă. On April 9, 1983, at Kirtland Air Force Base, I was shown an alleged briefing document for an unnamed U.S. president, and it said extraterrestrial biological entities, or EBENs, have manipulated DNA in already evolving primates to create Homo sapiens. The military source told me that was true. But he stressed that no one in the American government with access to that knowledge ever wanted to be alive. If or when such an announcement were broadcast to the world, the humans are someone else's experimental androids. He told me that he had talked firsthand with a U.S. Air Force captain who received telepathic communication from one non-human at a crash site in the Roswell region. He said 1949, not 1947. Because the captain, more than anyone else at the crash site, could clearly and correctly receive mind-to-mind communication from the non-human and EBEN. The captain was assigned to live with this entity called EBA-1 at the Los Alamos Laboratory in New Mexico until EBA died of unknown causes on June 18, 1952. That Air Force captain said one of the most important transmissions that he ever received from this EBEN was, quote, "We made you, we put you here on Earth, but you have to live it," close quote.
Sigur că materialul este mult mai lung, o să mai difuzăm de-a lungul timpului, dar vreau să mai fac câteva precizări înainte, domnule Farkas. Deci acest agent Richard Doughty ar fi arătat, fără posibilitatea ca ea să copieze un document, îl putea citi fără a nota nimic. Așa, discuția ar fi avut loc la baza Holloman. Cu această ocazie, mă rog, documentul vorbea despre întâlnirea între militari americani și vizitatorii veniți cu OZN-uri care ar fi avut loc la baza Holloman în data de 25 aprilie 1964. Cu această ocazie, Guvernul Statelor Unite ar fi înapoiat cadavrele unor extraterestri, iar vizitatorii, la rândul lor, ar fi dat și ei ceva în schimb. Aici vă las pe noastră, dacă probabil că știți povestea, să ne spuneți mai multe lucruri. În primul rând, vreau să spun că această doamnă a devenit foarte cunoscută în anii 70 pe baza unui film despre mutilările de vite, care sunt foarte multe și se pare că sunt legate de fenomenul OZN. Ea, căutând să facă un alt film, atunci a fost abordată și cei care se uită la ora actuală la travel, history și așa mai departe, aceste canale, o pot vedea pentru că ea este încă foarte activă și este una dintre personalitățile, hai să spun, care s-au ocupat de fenomenul OZN. Însă, partea interesantă este că ea, deci, a fost tentată cu aceste materiale pe care n-avea voie să le noteze decât să le vadă. Ei s-a mai spus că poate primi niște filme pentru documentarul la care lucra. După care i s-a spus, nu putem să vi le mai dăm. În același context, același Doughty, de care vorbesc, a apărut și în alte contexte, transmițând materiale similare la alte persoane. Acest Doughty lucra la AFOSI, deci la Air Force Office for Special Informations. Deci era centrul de contrainformații al Air Force-ului, care producea aceste materiale. Hai să dăm filmarea pilotului, Gabi, cum ai zis. Deci, mai pot să spun o poveste? Da, sigur. Că e foarte importantă. A existat un caz foarte important al lui Paul Benevitz. Acesta era un fizician da, care făcea niște aparate de măsură, avea o firmă, era în Alamogordo, exact acolo, foarte aproape de unde era sediul AFOSI, și vedea că acolo sunt niște zboruri ciudate și el a încercat să intercepteze sunete care veneau de la acele și a ajuns încet la concluzia că alea sunt niște chestii cu extraterestri. N-a avut o idee mai bună decât să meargă la șefii de la Air Force, pe care îi știa, cu care avea relații comerciale, și să spună, uite, domnule, aici mie mi se pare suspect că sunt niște... A fost dat pe mâna acelui Doughty. Bineînțeles, el n-a avut foarte mare încredere, la care Doughty i-a venit o idee. Știa că ăsta e prieten cu un foarte important ufolog. L-a luat pe ufolog și spune, uite, eu o să-ți dau niște informații adevărate, foarte bune, dar tu transmite-i hârtiile astea lui acel Benevitz. Scurtez povestea. Hârtiile pe care ăsta le-a primit l-au convins că undeva la nord de Alamogordo există o bază subterană numită Dulce, la vreo 1000 de metri sub pământ, unde extraterestrii lucrează împreună cu savanți americani pentru elaborarea unor tehnologii, etc.,
că savanții ar fi fost ținuți ca niște sclavi, că ar fi izbucnit o revoltă, că au fost morți, că a fost... Deci, o poveste foarte bine, dar... Susținută. Aici sunt secvențe interesante pe care le filmează un pilot apropo de forțele spațiale americane. Da, asta n-ar fi spus să fie reale, da. Da, și șansele să fie reale sunt foarte mari. Da. Și cert este că acel Beneviț a rămas atât de convins de hârtiile pe care le primea, încât ajunsese să stea cu pușca sub pat, de teamă că noaptea va fi răpit de extraterestri și așa mai departe. Până la urmă a trebuit să-și abandoneze firma, a dat-o lui Fisu, și el a fost internat într-o casă de psihiatrie. Pe de altă parte, ulterior, acest este halucinant. Povestea e mult mai lungă. Acel intermedial, Bob Moore, are cărți traduse în limba română. Experimentul Philadelphia și așa mai departe. El a fost intermediarul care îi furniza hârtiile. În ideea că dacă cochetează cu contrainformațiile armatei, el o să primească niște informații mai adevărate. Bineînțeles că nu le-a primit și undeva prin 1990, la un simpozion ufologic, el a recunoscut că a fost un colportor de... și că el l-a nebunit... Și că se lasă de tot ce e ufologie. Da. Iar pe de altă parte, de atunci, acel Doty, care între timp s-a pensionat, vine la toate congresele de ufologie și se laudă cu isprăvile lui. Este halucinant. Deci, personajul... Bun, dar de ce ar fi avut interes niște instituții... Deci, a fost un interes, pe de o parte... militare, să furnizeze opinii publice pe diverse canale astfel de imagini. Pe de o parte... Și informații. Pe de o parte, ca să zăpăcească niște ufologi prea curioși, precum acest Beneviț, pe de altă parte, să scârbească marea masă a populației. Mai lăsați-ne în pace cu dezinformările și fake-urile astea. Și poate cel mai important, să-i pună pe ruși, pe gânduri. Păi, nu cumva ceva e adevărat. Nu cumva americanii au pus într-adevăr mâna pe niște tehnologii extraterestre și dacă nu cumva au ei niște înțelegeri. Pentru că același Doty a difuzat un film cu acea întâlnire din 64, în care, deci film de film, în care se vede cum vin niște OZN-uri, aterizează pe baza militară, coboară extraterestri, vin niște ofițeri, își dau mâna și dispar într-un hangar. Asta în 64. O altă poveste similară este aia din 54, când ar fi fost și președintele Eisenhower. Ai vorbit puțin despre chestia asta. Imediat putem aborda și acel subiect. Da. Deci, de ce au fost? Special pentru ca rușii să fie puși pe gânduri. Măi, nu cumva. Uite, Linda Moulton Howey a susținut că în unele prăbușiri care s-au petrecut la Aztec, la Roswell, la Kingman și în nordul Mexicului, ar fi fost recuperate resturi și creaturi de tipul cenușiu de 1 metru, 1,3 metri. Una dintre entități ar fi fost vie, a fost dusă la Los Alamos, unde ar fi trăit până în 1952. Ea a reușit să comunice cu pământenii, spunând că planeta lor se află la 55 de ani lumină de pământ și că ei au intervenit în evoluția biologică, socială și religioasă a umanității. Doty a mai spus Lindei, acest agent, că guvernul are intenția să permită difuzarea unui set de filme color și alb negru realizate între anii 1947-1964, înfățișând OZN-uri prăbușite și corpuri de extraterestri recuperate, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. Da, deci a intoxicat-o cu ideea că îi dă un film și, pe urmă, filmul celălalt
acela cu aterizarea și cu pactul, a fost ofertat la doi producători din Los Angeles și ei au întrebat, dar e chiar autentic sau e un film făcut pentru, eu știu, testarea unor reacții militari? Da. N-au mai primit răspuns și a spus, știți, din cauza cazului Watergate nu mai putem să vă dăm filmul și așa mai departe. Deci, de fiecare dată se lansau niște nade și după aia de fiecare dată la mijloc era acest Dirty. Nu el singur, dar mai avea câțiva în jur, dar el a fost cumva un personaj foarte vizibil. Dar apropo de aceste relații dintre autoritățile americane și extraterestre, am vorbit acum vreo două săptămâni, în episodul precedent, despre cazul acelui ofițer de informații care a ieșit recent în public și a spus că guvernul american deține tehnologie de natură extraterestră și inclusiv a vorbit de corpuri, cadavre, etc., de extraterestri de-a lungul timpului. Ei bine, există un alt episod pe care aș vrea să-l tratăm, să-l dezbatem în seara asta, așa numitul tratat pe care un președinte american, fost general, Dwight Eisenhower, l-ar fi semnat cu extraterestri. Cred că avem un material, nu? Pe marginea acestui subiect și am putut... Da, în 54. Hai să dăm niște imagini. Da. S-ar fi întrebat în 1954. Ce știți despre acest episod, domnule Farkas? Trecem la tratatul Eisenhower. Cazul nu este cunoscut decât circumstanțial. Adică există câteva persoane care au scris niște scrisori care sunt cunoscute, în care se spune, în sfârșit s-a întâmplat și cu detalii că s-a făcut un schimb de tehnologie și așa mai departe. Bineînțeles că în 54 cred că toată povestea nu putea avea decât ținta rușii. Deci rușii trebuiau să afle că americanii au făcut un pact cu extraterestri. Părerea mea personală, și nu vreau nimeni să fie convins că vreau să spun că e un adevăr absolut. Nu, aia în care cred eu, este că extraterestrii n-au niciun interes să facă... extraterestrii există. Există în preajma noastră. S-ar putea să trimite OZN-uri, s-ar putea să trimite omuleți. Mai mult, s-ar putea să fie adevărată afirmația că au intervenit în istoria umanității. Crearea omului modern. Dar de aici încolo, ei nu ar avea niciun motiv să-i prefere pe americani rușilor sau pe chinezi izraelienilor sau orice altceva, pentru că în momentul în care una dintre părți ar pune mâna pe niște tehnologii cu totul deosebite, primul pas ar fi să îi învingă pe toți ceilalți cu această tehnologie și pasul 2, să iasă în spațiu și să înceapă să cucerească toate lumile, zic eu, pașnice care există în univers. Pentru că omul are aceste două trăsături, agresivitate și dorința de cucerire și de subjugare. Deci aceste două sunt în gena lui. Paranteză, unii mai spun că faimoasele experimente genetice cu ocazia răpirilor ar fi pentru că ei și astăzi se tot străduiesc să ne modifice gena pentru ca să devenim mai puțin agresivi și mai puțin dornici de a-i subjuga pe alții.
Dar deocamdată suntem departe de acest punct. Oricum, este, din punct de vedere logic, mie mi se pare extrem de puțin probabil că niște extraterestri să fie dispuși să facă un tratat cu pământenii. Bineînțeles, tratatul rămâne strict secret. O chestie interesantă. Se pare că există o cabală, un grup închis de persoane foarte suspuse, de tipul șeful CIA, fostul șef al CIA, șeful cercetării militare și lucruri de genul acesta, care numai ăia știu ceea ce am povestit, că există extraterestri, că se mai prăbușesc, că există omuleți și așa mai departe. Dacă numai puțin, paranteză, foarte pe scurt, dacă luăm de bune informațiile care au fost furnizate pe diverse canale în jurul episodului celebru Majestic 12, Majestic 12. Da, ar fi Majestic 12. Majestic 12, grup. Proiectul Majestic 12, în componența celor care monitorizau toate informațiile pe zona asta UFO, care ajungeau la acest, în acest grup, Majestic 12, făceau parte numai personalități de prim rang din zona informațiilor militare, servicii secrete, zona politicienilor extrem de suspuși. Și clar că în mod normal există deci un astfel de grup. Deci persoane de da. Super vârf. Absolut. Și Eisenhower ar fi fost ultimul. Deci cel care a înființat grupul a fost președintele Truman înainte de Eisenhower. Primul document Majestic 12 ar fi fost o informare a viitorului președinte, președintelui ales Eisenhower, despre existența acestui grup. Și mitologia spune că Eisenhower a fost ultimul informat despre existența unui asemenea grup. Ceilalți președinți ar fi fost deja dați la o parte din buclă. Deci, acel e ca un fel de mafie, ca un fel de cupola. Da, de grup secret care nici măcar președintelui nu-i mai dă raportul. Ultimul ar fi fost Eisenhower. Interesant. Deci tratatul în sine e... Mie mi se pare puțin probabil. E puțin, din punctul nostru de vedere, e puțin probabil să fi fost semnat de Eisenhower cu extraterestrii. Cert este că în ultimul timp există din ce în ce mai multe interpelări la nivelul Congresului și acțiuni menite să, mai ales după ieșirea la rampă acestui ofițer Grunș, da? Să forțeze autoritățile să ofere o viziune mai corectă asupra realității da, deci de tip OZN. Și acum se lucrează, chiar citeam zilele astea un articol că deja s-a depus, sigur că e proiectul de lege, proiect de lege pentru 2024. Deci acum se începe cu proiectele de legi pentru 2024, care vor fi votate undeva în decembrie și promulgate la sfârșitul anului pentru finanțarea militarilor și a comunității de informații în 2024. Și în legea asta se prevede că toți care... Hai să mai spun o chestie care trebuie spusă înainte. Se pare că din prăbușirile astea s-au recuperat totuși niște lucruri care sunt absolut secrete și care au mers la retroinginerie. Putem și noi să fabricăm un material de tipul inginerie acesta. Inginerie inversă. Da. Și am închis paranteza. Deci în legea pe 2024 se va introduce un paragraf că dacă cineva are cunoștință de existența unor astfel de materiale, este obligat să se autodenunțe în termen de 2 luni de la intrarea în vigoare a legii și în termen de 6 luni
el trebuie să dea un raport complet despre ceea ce știe. Deci iată că an de an se strânge cumva menghina, dar părerea celor pricepuți în domeniu este că încă militare au foarte multe metode de a ascunde. Totuși, trebuie să remarc, înainte să trecem la următorul subiect, că în ultimul timp, mai ales după ieșirea la rampă, așa cum spuneam, acestor ofițeri, care i-au șocat probabil pe cei din mediul politic, se întâmplă lucruri. Sean Kirkpatrick, directorul biroului de rezolvare a anomaliilor în toate domeniile, celebrul AARO, în limba română AARO, da, al Departamentului de Apărare al Statelor Unite, a declarat că sferele... Sean Kirkpatrick, ăsta e altul. A declarat că sferele metalice sunt cele mai frecvente apariții de tip UAP și sunt raportate în toată lumea. Încep să recunoască. În Congres există, de exemplu, inițiativa acestui congressman Comar, care l-a atacat, practic, pe Joe Biden și pe zona UFO-urilor, pe Joe Biden pe tema corupției și pe tema... Da. Mituirii lui de către surse ucrainene, are totuși inițiative pe zona asta a UFO-urilor, a OZN-urilor. Comisia de Supraveghere a Camerei a lansat o investigație asupra afirmațiilor conform cărora guvernul deține tehnologie de origine extraterestră. Acest demers urmează dezvăluirile făcute de veteranul aviației David Grush, care a susținut că guvernul a achiziționat vehicule tehnice de origine non-umană care conțineau piloți morți. Bun. În acest context, aș vrea totuși să ne ducem spre o altă zonă a mitologiei care sunt convins că interesează marele public. Au apărut secvențe noi cu nave care, dacă sunt reale, au proporții gigantice și care extrag ceva material, plasmatic, material fluide, nu știu, ceva energie din soare. Aș vrea să arătăm aceste secvențe. Sunt într-adevăr spectaculoase, sunt fascinante, dacă sunt reale și nu sunt niște fake-uri. Povestea este una care merită comentată. Hai să ne ducem spre partea asta cu soarele. OZN-urile care extrag ceva din soare, iată, acesta ar fi din 2023, sigur că nu sunt cele mai clare din punct de vedere al editării, sunt luate de pe surse din TikTok sau din diverse surse de pe net care nu au claritate foarte bună. Ce spuneți, domnul Farcaș, dacă acest lucru e real, cât de mari pot să fie aceste nave, nu mai zic de calitățile tehnologice? Pe de o parte, eu nu bag mâna în foc că aici nu s-a lucrat. Din soare, într-adevăr, ies niște protuberanțe de tipul acesta, care sunt datorate unor explozii solare. Mm-hmm. Dacă au vreo legătură cu extraterestrii sau nu, aici recunosc că nu pot să dau un verdict. Am mai văzut, sunt niște secvențe vechi pe care, da, ar fi trebuit să le dăm astăzi. Însă într-adevăr, știți, circulă niște obiecte care par să extragă ceva din soare și după aia dispar. Circulă niște informații de genul acesta. Ceea ce este mai sigur este că în sondele spațiale care se plimbă prin sistemul solar și transmit pe Pământ niște informații, mă gândesc, de exemplu, la sonda Phobos 2 a rușilor, care în 1989 sau 90 a ajuns în preajma planetei Marte și a transmis imaginea unei nave care avea cel puțin 10 km lungime. Zicem noi o navă mamă. Pentru că în alte cazuri au fost văzute aceste nave din care ieșeau alte OZN-uri. Am văzut și eu astfel de secvențe. Lucrul acesta nu este, cum să spun, nouă ne place să explicăm niște lucruri așa cum le știm noi. Deci ăla e un fel de hangar plutitor și ies niște avioane de tip OZN și se întorc. Într-un caz din faimos, din Teheran, din anii 70, a fost văzută
o navă care nu era foarte mare, dar din care au ieșit niște bile, care au zburat până pe pământ, s-au întors. Deci, un fel de drone, probabil. Deci, nu știu, poate e la un nivel mai mic sau la un nivel mai mare, s-au văzut OZN-uri care s-au duplicat. Am arătat deci, și noi foarte multe OZN, secvențe de aceste. Și s-au făcut două. Am arătat multe secvențe, Jones. Dar aici, numai... Sau un OZN mare s-a făcut dintr-o dată mic. Absolut. Arătând în continuare, uitându-ne în aceste secvențe, dacă sunt reale și dacă sunt autentice, scăpate de NASA, care nu le comentează cu îndrăgire, cât de mari poate să fie aceste obiecte? Nu mai zic de tehnologie. Sunt enorme. Enorm. Sunt enorme. Adică sunt... Dacă e real. Dacă e real. Însă, mai e și o altă poveste. Sistemul solar este ca un fel de ceasornic extrem de sensibil. Orice corp care depășește o anumită greutate deja are influență asupra bunului mers a tuturor planetelor și astronomii imediat ar băga de seamă, stai puțin, că această planetă ar fi trebuit să fie aici și când coloi un pic mai încoace. Cine a produs această diferență? Pentru că, încă o dată, asta merg, dacă nu mă crede cineva că e ceasornic, noi putem prevedea eclipsele de soare și de lună cu 100 de ani înainte. Și se petrece exact în minutul ăla în care am prevăzut și exact în locul ăla. Deci, de-aia, de exemplu, Avi Loeb, care de la Harvard, astrofizicianul Avi Loeb, și-a permis să spună atunci când a apărut povestea Oumuamua în 2017 că acea apariție nu era un corp ceresc sau un meteorit, un asteroid, pentru că la un moment dat a accelerat și s-a deplasat altfel decât pe o traiectorie normală. Da. De-aia se observă astfel de lucruri. Deci care acest Avi Loeb, care este jos cu pălăria, este un profesor la Harvard. Când cineva e profesor la Harvard, scoți pălăria, astrofizică. Ăsta este desen. Da, grafică. Deci, acel Oumuamua, ce se întâmplă? Obiectul a fost descoperit în Hawaii. Și Oumuamua este numele unei zeități din mitologia hawaiană. Și de aia i-au zis așa. Și ăsta e artistic. Nu a fost văzut niciodată așa. A fost văzut ca un punct luminos care devenea mai luminos, iarăși mai puțin luminos și s-a dedus că era ăsta e Avi Loeb. Da. Că s-ar fi dat peste cap și că avea o formă lunguiață. Era singura explicație pentru variațiile de lumină. Ceea ce a fost absolut senzațional și o premieră este că toate obiectele pe care astronomia le-a cunoscut de la începutul astronomiei și până recent când a apărut acest obiect, nu mai țin minte, cu câțiva ani, toate țineau de sistemul solar. Deci, nu vorbesc de stelele care erau în afară, dar ceea ce mișca în jurul Soarelui ținea de sistemul solar. Ori brusc a apărut un obiect care mergea mai repede decât orice obiect din sistemul solar. Deci era clar că venea de undeva din altă parte a Universului și a traversat sistemul nostru solar și a ieșit din el. Ei bine, Loeb a revenit acum, cum e supranumit el vânătorul de extraterestri de la Harvard, are curajul ăsta și evident toți cei care n-au această lejeritate și argumentele lui își permit să-l atace, a ieșit acum la rampă spunând că ar fi pus mâna, cum se spune, pe rămășițele unui eventuale nave extraterestre scufundată în ocean, ar fi folosit o sanie magnetică el în cercetările echipei care a participat cu exploratori cu tot
la această operațiune ar fi descoperit 50 de sfere minuscule sau picături topite folosind o sanie subacvatică magnetică scufundată de pe vasul Silver Star la 2 km adâncime. Crede că aceste obiecte minuscule de aproximativ jumătate milimetru sunt cel mai probabil realizate dintr-un aliaj de oțel titan care este mult mai puternic decât fierul găsit în meteorii obișnuiți. Spune că e nevoie de teste suplimentare. El crede că fie au origini interstelare aceste sfere, fie au fost făcute de o civilizație extraterestră avansată. Loeb nu prea poate fi ușor contestat, pentru că a prezidat Departamentul de Astronomie de la Harvard din 2011 până în 2020, conduce acum proiectul Galileo al Universității, este însă un tip care a generat frisoane oamenilor de știință din mediul cu minte, academic, care da. Respectă toate dogmele oficiale, pentru că își permite să spună lucruri pe care ăștia nu și le permit, chiar dacă poate deține informații. Deci, are acest curaj. Foarte pe scurt. Acest proiect Galileo și-a propus pentru prima dată de către o universitate de renume să cerceteze proactiv existența OZN-urilor. Adică nu aștepți să apară un OZN, ci faci niște pași ca să descoperi OZN-urile. De exemplu, proiectul Galileo pe care îl conduce a construit un telescop care cercetează cerul în vederea descoperirii unor eventuale OZN-uri, pe de o parte. Pe de altă parte, el a spus în felul următor. Hai, putem să le dăm și pe astea, chiar dacă intrăm în pauză. Există și niște critici, deci el e criticat și dintr-o parte și dintr-alta. Ufologii îl critică pentru că, zice, are ochelari de cal. El nu poate depăși ideea că, totuși, dacă există extraterestri, ei sunt supuși acelor legi pe care noi deja le cunoaștem. Deci nu iese din acest cadru. Și el spune în felul următor. Dacă există OZN-uri, ele sunt niște sonde lansate de o altă civilizație către Pământ. Noi înșine am lansat niște sonde care au ieșit din sistemul solar și care o să zboară zeci de mii de ani până la prima stea. Zice, poate alte civilizații au lansat astfel de sonde și astea sunt OZN-urile, sau măcar un fel de OZN-uri, și că un astfel de obiect extra sistem solar ar fi căzut în ocean, da. Și aceste biluțe pe care le-a adunat sunt resturile acelei sonde. Da, noi aveam și povestea, câteva da. Detalii într-un material, dar n-avem timp să mai difuzăm. Acum trebuie să intrăm neapărat în pauză. După publicitate, doamnelor și domnilor, vom dezbate intens și mitologia OZN legată de Antarctica. Au apărut tot felul de informații de ceva timp, ar exista un zid care da. Înconjoară Terra, de fapt, și care ne este ascuns și care ascunde civilizații, mega civilizații în Antarctica. Pentru care așa continuăm, pentru că există o înțelegere între mari puteri care să nu permită turismul acolo și accesul oamenilor pentru a vedea ce se întâmplă. Avem de asemenea secvențe din satelit cu OZN-uri, avem senzaționale imagini cu aceste apariții. Discutăm mai multe povești, inclusiv cele ale celebrului amiral Byrd. Rămâneți cu noi, ne revedem în câteva momente.